și fost sportiv de performanță, credeți-mă că știu foarte bine ce înseamnă această performanță pe care acest sportiv, federația, doamna Lipă, a reușit să atingă când în 2012 rezultate erau dezastroase. Și în 10 ani s-a reușit această performanță istorică pentru România, deci se poate. Se poate cu dăruire, cu iubire de țară și multă, multă muncă. Și asta ne dorim și noi și credem că dacă această federație cu seriozitate și sprijin a reușit, atunci ideea noastră este de a multiplica acest proiect și a avea 10 federații ca să aducă aceste rezultate. Deci astăzi, în numele Ministerului Sportului, vreau să mă aplec în fața voastră. Ați adus niște rezultate care e foarte greu să imaginez cât este de valoros și mă bucur că fac parte și în timpul mandatului meu sunt parte acestui vis frumos. Vă mulțumesc tare mult, vă mulțumesc tuturor care, vă mulțumesc că ați renunțat la libertatea voastră pentru acest sport, la tot. Ați stat 10-11 luni în cantonament, ați crezut în doamna Lipă, că ați crezut că se poate și uitați că aveți niște rezultate extraordinare. Vreau să mulțumesc tuturor sportivilor care au obținut rezultate, vreau să mulțumesc și celor care încă nu sunt pe podium, dar sunt foarte aproape și Paris poate să însemne o surpriză și mai mare decât ziua de azi. Așa că nu vreau să trag foarte mult de timp, că astăzi nu este rolul meu, este doar vreau să-mi arăt dragostea față de voi, respectul, indiferent dacă sunt aici, sunt oriunde, altundeva, dar credeți-mă, inima mea este alături de voi și știu foarte bine prin ce ați trecut și cât ați lucrat pentru aceste rezultate. Așa că, până voi fi ministru, aveți sprijinul meu 100% și nu numai sprijinul meu, ci o să miști toate pârghile necesare ca acest sport să se dezvolte și să aducă din ce în ce mai multe rezultate. Îți mulțumesc, doamna Lipă, pentru tot ceea ce faci și cum gândești și ce faci pentru sportul românesc. Ești o legendă și puteți să vii și voi. Vă mulțumesc tare mult! Vă iubesc!